183.000 de vizualizări, 2600 de distribuiri și 100 de comentarii. Acestea sunt pe scurt recordurile stabilite de clipul în care ministrul Muncii, Olguța Vasilescu citește la ONU într-o engleză de neînțeles. Stăm bine lângă Ruanda. Cred că Ruanda se simte cam stânjenită că stă lângă o țară bananieră, a comentat cineva. Săraca, parcă e la ora de limba engleză și i s-a dat să citească un text la prima vedere. Hai, Olguța, hai că mai puțin și să sună, a adăugat al cineva. Și în presă subiectul a fost prezentat pe larg. Am văzut că multă lume râde de spiciul ținut de doamna ministru al muncii Lia Olguța Vasilescu la ONU. Lumerea. Doamna ministru n-a susținut nicio clipă că aceasta este o limbă străină scrie Florin Negruțiu într-un editorial publicat pe Republica. Nor dumna dumnealor engleză sau română, dar doamna Vasilescu și domnul Daia vorbesc limba care trebuie. Este limba de circulație națională de zeci de ani. Această limbă este fică orfană de mamă crescută de Ion Iliescu singur după 1989 și pe care noile generații de politicieni și-au însușit-o rapid. Este limba partidului, adaugă editorialistul care mai spune România este bolnavă de impostură, care este de fapt tot o formă de corupție. O vedeți pe doamna Lia Olguța Vasilescu susținând un interviu în limba engleză la o multinațională? Este o invazie a periferiei în România. Urechismul, nepriceperea, analfabetismul au ajuns la putere. Publicația Euractiv a preluat declarația europarlamentarului Zicfrid Mureșan. E o rușine prezența la ONU a unui ministru care nu poate rosti liber două fraze în engleză. Chiar și publicațiile de umor au preluat subiectul. Revista Kamikaze a titrat Olguța a inventat o limbă nouă, Olguțeza, în timp ce cei de la Times New Roman au scris Olguța Vasilescu a vorbit engleza cu un accent atât de rusesc încât s-a activat scutul de la Deveselu. Iar apoi au mai adăugat încă un titlu, bătaie pe locuri în sala după ce s-a anunțat că Olguța va vorbi din nou într-o limbă străină. La toate acestea, Lia Olguța Vasilescu a răspuns într-un comentariu pe care l-a postat pe Facebook și în care a declarat că s-a prezentat decent. Ulterior a șters postarea.